Salutare tuturor, eu sunt Link, el e Mungi și bine v-am găsit la episodul numărul 13. Un episod cu un număr așa ghinionist, dar noi sigur cred că putem strânge peste 250 de like-uri. Deci hai să nu mai fim marginalizați de acest număr 13 și să strângem o mulțime de like-uri la acest episod. Eu vă spun că acest episod o să fie unul de milioane alături de Mungi, pentru că avem o mulțime de planuri. Hai să ne apucăm de treabă, ne-am dat mâna jos ca să facem așa un intro frumos. Avem planuri de viitor. Da. Bun, hai să depozităm chestiile astea la misc. Tocmai avem noi câteva sticluțe, aproape mai facem un stack și tot așa. Ia să vedem că chestiile astea au mai crescut, ele sunt într-o continuă creștere. Deci încă nu s-au dezvoltat așa. Ia uite, Mușchi a pus aici gres, nu știu de ce a pus gres. Pentru că nu mai aveam ce să pun altceva. Bun, hai să mai punem și noi gres ca să-l ajutăm să termine treaba mai repede. Unelte blocuri. Nu mai avem, deci hai să mergem la shop. Mai bine cumpărăm direct ăsta, cum îi spune, dirt, ca să nu... Avem dirt, nu mai e nevoie să mai cumperi. Da? Pe unde este dirt-ul? Aici, în chest-ul, unde sunt eu, pe lângă care sunt eu. Hai să vedem. Unde e Mușchi? Care e acolo, chest-ul ăsta? Aici. Ok, hai să luăm, să punem. Bun. Noi vrem aici, dacă nu v-ați prins ce vrem să facem, e bine, noi vrem să facem aici o fermă automată de melon, astfel încât apăsând pe un singur buton să se spargă toți pepenii și să-i vindem la shop, deși nu, ca să tine și mai mulți bani și să ne folosim și noi de mâncare, de ce nu? Bun, unul pune, altul sparge sau cum vine? Unul pune deasupra, unul pune de jos. Hai să vrem iar un nou stack. În zona asta vor veni pistoanele. Trebuie să mai cumpărăm noi, băi frate, cum vrei să mai pun eu acum? Mă zic dacă m-am repezit. Lasă că pun așa, mai bine. Bun. Și iar nu mai am pistoane. Iar a rămas. Ia uite, astăzi, duminică, bine, nu cred că vedeți voi clipul pe 19 aprilie, dar astăzi, uite, văd că este event block party, ia auziți. Deci pe server aveți și block party, deci vă așteptăm aici. Dacă vreți să participați la event, să organizezi destul de des astfel de eventuri, deci fiți pe fază. Puteți face și noi niște poți, am văzut că am primit acolo un Braving stand, da? Tocmai. S-am pus greșit, hai să spargem. No, shit! Lopata asta fiind atât de rapid, am spart mai multe bucăți decât trebuia. Lemn, noi mai avem nevoie de lemn. Și cred că și de dirt în curând. De unde iau dirt? Că mai sunt aici, prin chesturi. La shop n-am. La shop. La shop n-am. Uite, avem lemn. Avem lemn berechet. Da, lemnul grămadă, l-am spart eu. Deci dacă apreciați această serie, nu uitați să ne susțineți băieți și fete, cum știți voi mai bine, adică apăsând butonul de like, atât la mine cât și la Mungi. Și dacă încă n-ați avut ocazia să vă abonați la canal, cred că este timpul să o faceți. Dacă vă place contul tot felul de către noi și vreți să fiți la curent cu eventuale clipuri ce le vom posta, atât clipuri cât și live stream-uri. Și valoare. Hai să ne mai facem noi rost de ăsta, Warps Shop. Rost de dirt. Deci pe aici nu văd, văd doar gres. Hai să mă mai uit totuși, mai bine. Aici avem toate tipurile de lemn, copaci, nu știu ce. Și aici avem și în partea cealaltă, să vedem dacă acolo găsim. Cred că ca să nu mai stau atât, o să mă duc și la Warps Shop. Și o să-mi iau niște cobblestone așa pentru pistoane, ca să nu mai stau acum să-mi sap, că avem bani. Bun, deci nu, la shop efectiv nu este dirt, deci o să luăm gres direct, ca să nu... Ba da, avem dirt, uite, e chiar aici. Da, ok, uite, avem aici dirt. Hai să ne luăm încă 3 stack-uri să avem. Mergem la Slash Island să completăm toată partea asta. Restul n-avem mușchi? Restul n-avem, mai avem. Avem destul. Ok. Deci după cum vedeți, noi încercăm să ne automatizăm cât de mult putem insula. Sperăm că acest lucru vă place și vouă. Să vă placă, pentru că noi ne petrecem aici foarte mult timp. Tocmai. Bun. Hai să vedem dacă ne va ajunge acest dirt. Eu cred că ne ajunge. Încă apare nu mai avem foarte mult de acoperit. Mai bine sparg cu mâna, pentru că cu lopata o să sparg mult mai multe bucăți de dirt. Și nu vreau una ca asta. Bun, dacă vrei, dăm și mie pistoane să te ajut cu pusul lor, Mâșnie. Auzi, ăștia n-aveau nevoie de apă?
Nu, pentru că încă este acel bug prezent în Minecraft. De exemplu, dacă noi punem sămânța o singură dată, nu o vom sparge. Și ea rămâne efectiv acolo și nu trebuie să, să fie udată, înțelegi? Crescând cu bolmeni. Bine, noi trebuie să o creștem cu bolmeni ca să crească, pentru că fără apă nu va crește. Dar noi odată ce e crescută, după cum știți, la pepene rămâne lăstarul ăla mereu. Dă-mi și mie mușchi pisoane, ca să te ajut. Pisoane. Cred că nu mai am. Iar, bă, da, mai am 4. A, merg la Warp Shop să o cumpăr. Pune-le și pe astea. Cumpără pistoane. Bun, cumpăr pistoane. Dacă ai bani sau cumpără... Da. Ia să-mi câți bani avem. Primare. Oho, mai am aproape 6K. Eu mai am 28 sau cât. Am mult, am stat să-mi spar mult. Am vreo 28 țitemiții, să cumpăr pistoane de tot? Da, da, dăm bani. Era să dau echo, hai să fac pay the link. Și iar am rămas fără bani. Azi cum mușchi cumpărăm pistoane toți banii. Facem golan. Datorită generatorului automat, chiar avem bani fără număr, să spunem așa. Deci nu e o problemă cu banii. Îi putem face rapid oricând. Așa, acum tocmai am sesizat că ăsta o să fie foarte lung, ai mai multe 18 astea. Și un singur piston nu va funcționa. Ca să putem trimite mai departe, știi? O să pui un repeater. Păi da, în locul ăla nu o să mai fie piston, aia zic. Un repeater. Mhm. Aia făceam, în momentul ăsta făceam găuri. Îmi place să fac găuri. Doamne! Tot iau, dar mai bine puneau să se vândă cu câte 15 bucăți decât cu una. Că așa iau o grămadă. Iau 3 stack-uri, cred că ne ajung 3 stack-uri, nu? Da, pentru ferma etajată chiar. Ok, gata, mai am fonduri. Da, palime. Bun. Bun, acum punem alea și cred că după aia o să trebuie să facem mai niște repeatere. Să vedem dacă ce-am spus eu e adevărat. Eu știu că puteam merge curentul și acolo. Adică nu era o problemă. Ia la sunt într-un singur pic mai mare, nu știi? Păi nu, că eu făceam tot și făceam, deci mamă. Mai aveam pe survival ferme de 100 și ceva de blocuri. Asta e mică, nu pare că ce aveam eu acolo. Și vorbesc serios aici. Și știu că nu era nevoie. Ia, uite, de exemplu, aici o să pun, să vedem dacă trece curentul. Uite aici. Eu știu că trece. Ia, dai, vezi că trece? A, uite, rămâne fix aici. Păi pune acolo un repeater unde ziceai tu că trebuie, uite, de exemplu. Hai să vedem dacă mai avem un repeater. Avem, pune aici un repeater. Hai, mușdi, hai, mușdi. Mai repede. Cred că trebuie să-l fac. Ah, bă, nu, dar nu mă știu că aveam eu repeater că l-am. Avem valoare. Pune aici. Avem echipa cea mai tare, vezi? Nu știu cum făceam noi atunci. Bă, știu sigur că aveam un model. Ia dăm un pic de asta, fii atent. Asta înseamnă că trebuie să deformăm un pic modelul. Ia dăm un pic mie redstone. Redstone. Aia nu-mi trebuie. Nu poate fi pus redstone pe ăsta, nu? Nu poate, ok. Te poți să faci ceva de gen. Păi da, cred că așa era. Ok, cum vrei tu, mie indiferent. Hai să-i punem aici al mușchi stone înapoi. Dar nu mai avem, deci punem așa. Dar încă o dată ce am făcut asta, îl blochez. Bun, deci dacă aici o să fie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deci aici trebuie să spargem, să înlocuim cu dirt. Bun. Așa, hai să vedem că mai... Oh, God, chiar avem dirt la noi, vreau să spun că nu cred că mai avem dirt. Avem și cufere prinde. Mai e... Nu există în partea asta. De ce? Păi, să fie egal cu asta. O să fie 4, decât 4 mai există, adică gen mai face... Păi da, doar atâta. Să mai vină... Acum, în dai stone să pun... Nu mai avem stone. Hai să vedem că mai e la topit, să sperăm că mai este. Oh, Doamne, nu este. Mai ai vreun leu? Ah, uite, mai am eu aici, da. Nu mai am. Hai că am mai găsit câteva bucăte, să dacă mai găsim. Nu mai avem nici cabă sau absolut deloc. Dar hai că punem bucățele astea câte avem, măcar să facem conturul. Doamne, ce urât e când vine noaptea, că nu văd nimic absolut deloc. Nimic, nu văd cu shader-ul ăsta. Unde ne am pus eu restul, nu? Dacă nu ne-am zăpăcit pe aici.
Bun, e, cred că așa ar trebui să vină ea să văd eu. Hai să pun o torță pentru că efectiv nu se vede nimic. Da, așa ar trebui să vină. Aici trebuie să punem o bucată. Pac. Ok, hai să vedem cât stone ne duce ăsta. Mulci între timp face și el sistemul. Și eventual o să vin să plantez până una alta melon. Pentru început, primul etaj cred că îl terminăm în episodul ăsta. Ia uite bă, aproape mi-a ajuns la fix. Aproape la fix? O singură bucată mai trebuie. De stone? Da. Uite, mai am eu o nouă bucăță. Unde se trebuie? Dă-mi aici. Sau pute până aici. Dă-mi-le mie. Ok. Să pui și tu pe aici, uite, în locurile astea e bine că e un liber ca să punem torțe, știi? Pe aici, pe aici și pe aici. Dar stai că mai trebuie să iau torțe din cufăr. Bun, hai să văd unde sunt torțele până în alta. Bă, nu mai avem torțe. E ok, dacă nu mai avem, facem. Avem aici o grămadă de coal. Și aici avem și un crafting table, deci... Facem acum aia să zic câte torțe. Oh my god. Grămadă de fucking torțe. Nu știu dacă vom avea noi aici destul loc ca să ne plimbăm cu sistemul. Și cred că o să facem partea asta sistemul. Adică gen butonul de start-up, știi? Mhm. În partea asta sunt cam restrâns. Asta înseamnă să, ca să facem aici, mai trebuie să mai tăiem un rând din asta. Să tăiem un rând de pistoane? Nu. Și de asta, până în capăt? Nu. Ok. Ok, deci aici nu trebuie să vină. Astfel încât punem... Așa. Bun, aici am pus torțe. Ulterior... nu mai am bani ca să cumpăr, dar vreau să cumpăr dirt. Ăsta, dirt, doamne. Bun, păi noi în acest episod am încercat să facem aproape ferma, este gata. Urmează ca în episodul numărul 14 să o terminăm complet. Nu-i așa, Mujdi? Tocmai. Ok, deci el a fost The Link, eu am fost Mujdi. Sper că înțelegeți că vorbim ironic aici. Și până data viitoare vă salutăm pe toți, ciao!